Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod, la un nou episod de Care Mod cu Steaua București. Eu zic, hai să-l băgăm pe râpă pentru asta, o 40, lasă-l așa. Fernando Varela în cu gardă. Și facem echipa pentru meciul cu Schalke 04 care urmează. Dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă susține seria aceasta de Care Mod cu Steaua București, va fi o serie lungă, după cum vedem. Am ajuns și noi la episodul 8, dacă nu mă înșel, cam pe acolo. Echipa trebuie făcută, trebuie pregătită. Kipciu, hai mă să scoatem poate pe Kipciu din atac, că nu este în formă. Hai să lăsăm de fapt. Nu era în formă cea mai bună, dar na, pregătim cea mai bună echipă, pentru că vrem un meci, vrem o victorie în acest meci de la Gelsenkirchen cu Schalke. Meciul începe, lovitura de start o au cei de la Schalke 04, un atac care este și Kevin Prince Boateng, îl vedem aici titulaș în acest meci, și Klaas-Jan Huntelaar, vedeta, una dintre vedetele echipei. Vinge pentru Boateng, apără Niță, bine Niță, bravo Niță, Boateng la Tomlevic blochează. Ce ocazie, ce ocazie aici pentru Schalke 04. Niță a fost incredibil, la fel și la Tomlevic, dar în special Niță s-a remarcat cu acea paradă de zile mari a portarului nostru, foarte, foarte bun, într-o formă din ce în ce mai mare. Niță, atent în poartă, iată-l, parcă este noul Manuel Neuer. Niță, ce pasă a dat după un dribbling, după dribblingul serii, putem spune. Uitați pe aia minune, minge pentru Țafac, Donguța fac superb tecnic, superb fake shot de fapt. Barneta pentru Boateng, Jerome Boateng în careul nostru, de fapt este Kevin Prince Boateng în careul nostru, deposedat acolo de la Tovlevici, ucide acolo, atins balon, dar nu am mai putut face nimic. Donguța Țafa cu Adi Popa în flancul stâng. Popa șutează în bară. Ce șut al lui Adi Popa, dar a scos-o, nu a fost bară, nu a scos-o Hildebrand. Șut bun al lui Adi Popa în transversal al lui Schalke 04. O altă ocazie, de această dată a fost de partea stelei. Adi Popa pasă frumoasă către Țafac. Dongu Țafac, prolare cam lungă. Țafac centrează pentru Kipciu. Gol! Splendid! Marcat de Alex Kipciu. Un gol din forfecă de Ronaldo, al nostru. Mai nu o să mă spun Kipciu, să-i spun Ronaldo încolo. Pentru că dă goluri senzaționale ca Ronaldo, numărul 7 ca Ronaldo, e puternic ca Ronaldo, face ca Ronaldo, se bucură ca Ronaldo, sărbătorește golurile ca Ronaldo, este un adevărat jucător, un urmaș al lui Cristiano Ronaldo. Hai să nu trecem măsura. Kipciu, un jucător al momentului, dacă putem spune. Farfan acolo, mingea se plimbă, s-a plimbat pe linia terenului, pe tușa terenului, nu a ieșit în aut. Ucida pasează la Joel Matip, reprimește Ucida, degajează acolo, blochează la Tovevic și ține balonul în apropierea careului lui Schalke. 1-0, minutul 24 pe Gelsenkirchen, suntem în direct la Digisport 1 în HD. Höger pentru Jefferson Farfan la 1 cu Florin Gardoș. Gardoș a fost făcut ușor de Farfan, minge pentru Huntelaar, preluare bună, prins Boateng, shit, prins Boateng, marchează. Minutul 27, nu mai are rost să lăsăm reluarea, execuția a fost văzută deja. Arbitru oprește jocul aici, foul pentru Schalke 04, Hövedes acolo repune Augustinho, mai bun la cap decât decât Boateng. Augustinho, superbă pasă, excelent, a văzut meci, o pasă la Andrezin, este a dat Augustinho, ceau, gol, Kipciu, nu știa ce să zic, la faza asta, ceau, așa, parcă aș fi fost Chinez 2. Kipciu marchează pentru 2-1, superbă pasă dată de Augustinho și finalizare normal a lui Kipciu, care face dubla în acest meci. 2-1 pentru Steaua București în fața celor la Schalke 04, în deplasare la Gelsenkirchen pe terenul celor de la Schalke. Kipciu a făcut show până acum, un gol din foarfecă și un alt gol dintr-o pasă excelentă primită de la Augustinho. Jucător tehnic acest Augustinho. Höger pentru Jerome Boateng de... What the fuck? Ce am? Lol, sunt terminat, mă. Noi ștadăr pentru Farfan care un nostru nu da gol. Nu, iau, lol, ce reflex al lui Niță. Acolo a pus piciorul, un reflex al la Iker Casillas. Excelent a pus piciorul Niță și a reușit să apere corner pentru Schalke 04. Niță a avut 5 salvări în acest meci. Hildebrand și măcar una. O vedeți, încă o salvare.
salvare a lui Niță, încă o salvare miraculoasă a lui Niță, un om adevărat, un jucător adevărat, un portar de Liga Campionilor vrea să arate că este Niță. Iată-l pe Adi Popa schimbând partea la Cornel Râpă din prima către Gabi Iancu. Gabi Iancu la unul cu Fux. Iancu foarte frumos. Iancu, vinclu, bară a lui Iancu. Execuție care nu prea a ieșit de această dată lui Iancu. Kipciu, Kipciu este obosit. Iată pe Sămărtean, pasăm foarte bine la Adi Popa. Adi Popa pentru Donguț Țafac. Țafac! Gol! Gol 3-1. Țafac marchează un gol de generic al lui Donguț Țafac. Un gol splendid reușit de jucătorul nostru. Un superb lot a la Gabi Iancu, dacă vreți. Donguț Țafac reușește să învingă pe Hildebrand cu acest lob foarte bine trimis, expediat în plasa lui Schalke a lui Hildebrand. Un Hildebrand care nu a apărat nici măcar o singură minge în meciul ăsta, vă vine să credeți. Și este 3-1 pentru Steaua București, 3-1 pentru Steaua București, la Gelsenkirchen, de fapt. Kevin Prinz Boateng pentru Clasian Huntelaar, șut în blocaj al lui Huntelaar, Kevin Prinz Boateng, Boateng! Și iată-l acum pe Huntelaar, nu contează, basând la Choupo-Moting, nu-l intra Choupo-Moting, schimbă partea la Jefferson, Farfan, Farfan, Prinz Boateng, shit, oh! Kevin Prinz Boateng marchează 3-2, reduc din diferență cei de la Schalke. Mai au un gol de recuperat, sperăm să nu recupereze, să nu ne egaleze cei de la Schalke. Neustadter a recuperat repede pentru adversarii noștri, pentru nemți. Neustadter și iese Niță, degajează, bravo Niță, viitorul Neuer o să fie Niță. Oh, ce degajare bună, vă spuneam, viitorul Neuer. Asta este bine pentru noi, a intrat și Obas în locul lui Farfan. Centrare, centrare nu foarte bună pe portar, pe Hildebrand. Nu se poate nimic asta, salvare. Hai mai repede, hai mai repede, doar un singur minut de prelungire și partida se încheie. Steaua câștigă 3 puncte importante pe care le ia în Liga Campionilor în acest meci cu Schalke. Un meci în deplasare și ne-am calificat sigur 100% mai departe. Ne-am calificat în Champions League. Urmează pentru noi un meci, un derby cu Petrolul Ploiești, un derby, dacă puteți spune, de tradiție. Este un meci în deplasare, un alt meci în deplasare pe care îl vom juca. Să-l băgăm pe Arlausis în poartă, totuși Niție în creștere chiar. Oh, dar e cam accentat, Arlausis. Nu putem, bă, stai mă, să punem un atacant ca rezervă în caz că ne trebuie. Eu zic că ne-ar trebui să punem așa, na, în caz de orice. Pe cheșier, uite, știu mă, nici la rezerve nu era cheșierul. Să-l schimbăm pe Filip. Nu, nu. Așa, așa, pe Onica să-l spau. Pe cine ai schimbat tu? Da, da, echipa este făcută și rezervele sunt pregătite. Să vedem totuși cine sunt în creștere. Varela în creștere, Râpă în creștere, asta este bine, Gardoș în creștere, Latoviș este chiar în formă excelentă, în formă bună, și Augustinio în creștere, la fel și Stanciu, Iancu, nu mai zic, Adi Popa, nu mai ce să spun, creștere plus 2 acest Țafac, Kipciu la fel, plus 1, eu zic că merita mai mult Kipciu, Filip la fel, nu mai am de cine să mai spun, până și acel Vâlceanu e în creștere, Harlauzghi, bă, da, cât de urât poate să fie omul ăsta, n-am nimic cu el. Hai să nu fiu rasist, doamne, oh, low. Nu trebuie să fiu chiar așa. Să vedem notele jucătorilor, dar până acum sunt într-o formă de 7 și Kipciu și pe acolo, note bune. Da, avem un meci în deplasare împotriva lui Petrolul Ploiești. Meciul începe cu lovitura de star care au cei de la Steaua București, aceia fiind noi. Nu știu dacă este Adi Mutu pe teren, oricum este Toto Tamuz, unul dintre cei mai precuși jucători ai Petrolul, la fel și Juan Albin, mai este și Teixeira unul dintre ei. Râpă cu o centrare foarte bună și respinge Plesania, era o centrare către Alexandru Kipciu, acolo Astafei a reușit foarte bine să blocheze, Astafei pentru Pablo de Lucas, mai departe la Adi Mutu, titular Adi Mutu pentru Al Senat coboară acolo la Tovlevi și îl deposedează într-o formă excelentă, dacă va termina sezonul într-o formă excelentă. Stanciu pentru Kipciu, mai departe la Latovlevic, o pasă pentru Țafac, Augustino, de fapt Donguț Țafac, centrează foarte bine, gol! Gabi Iancu, 1-0 pentru Steaua București. Hai că asta e lovitura la toți, asta e sărbătorirea la toți, să nu mai facem așa decât cu Kipciu, decât cu Ronaldo, nu, deci...
până la urmă și o ia mare în cap toți, da, parcă le-au intrat în sânge. 1-0 pentru Steaua București, Iancu marchează și sărbătorește golul în stilul lui Cristiano Ronaldo. Această echipă e fan Ronaldo. Toto Tamuz pasează la Pablo de Lucas, Pablo de Lucas continuă, pasează mai departe de la Ovidiu Hoban, un jucător care poate juca și ca mijlocaș central și ca fundaș central, deci are niște calități destul de bune. Gabi Iancu, o pasă încercată către Chipciu, au recuperat repede cei de la Petrolul, Pablo de Lucas pentru Astafei, fetează prea frumos acolo, Astafei pasează decisiv la Juan Albin, foarte bine a intervenit acolo, minge în brațele portarului Niță, care a devenit foarte mult titular. Arlauskis, din păcate nu putem băga, este accidentat. Lovitură liberă pentru Steaua care o bate Stanciu. Stanciu pentru Augustinio. Augustinio pentru acela Stanciu. Nicușor Stanciu posede șut. Apără Plesania. Șutul bine trimis de Stanciu și corner. Corner pentru Steaua București. Centrarea lui Adi Popa foarte bună. Respinsă însă de Mutu. Stanciu. Statli respinge șutul foarte bun al lui Stanciu. Iar acum Gardoș. Gardoș pentru Latovlevici. Șutul lui Latovlevici în blocajul lui Adimutu a blocat șutul lui Latovlevici, tot amus pentru Astafei. Astafei, cât pe ce să-l depostendeze acolo Latovlevici. Hoban pentru Juan Albin, recuperăm foarte bine prin râpă. Iar acum Iancu pentru Adi Popa, superbă pasă pentru Stanciu, gol! 2-0 pentru Steaua București. Micușor Stanciu este cel care marchează. Foarte bună pasă a primit aici, o dubla lui Stanciu, n-a dat Iancu gol, mă, Iancu a dat gol cu capul, Stanciu a reușit să marcheze și el, și Iancu este 2-0, minutul 42 a reușit să dea gol Stanciu, a dat un gol chiar pe finalul primei reprize, un gol care ne va ajuta mult mai mult în repriza a doua, ne va face o repriză secundă mai ușoară. O minge pentru Juan Albin, însă priviți ce face Juan Albin, ne-a făcut repriza a doua puțin mai grea, greșeală uriașă a fundașilor, a fost prins pe picior greșiniță pentru că nu s-a înțeles acolo cu Fernando Varela. Marchează Juan Albin în minutul 45, vă spuneam, jucătorul periculos acest Albin. Donguța fac pentru Alex Chipciu, vreau să marcheze Chipciu și în acest meci, pasă pentru Țafac, pasă prea lungă din păcate pentru Țafac, prima repriză se termină, 2-1, este bine măcar că am reușit să conducem, dar ce putem face, tot amus pentru Juan Albin, mai departe la Atimutu, pasa lui Mutu e prea fantezistă, tot amus, nu nimerește cadrul porții la ocazie uriașă de gol al celor de la Petrolul Ploiești, ocazie de egalare, ce șansă și pentru noi, pentru că am reușit să scăpăm cu mult, mult noroc, multă șansă aici și repune portarul nostru, portarul luat de la Concordia, Chiajna. Iancu, pasa lui Iancu, foarte bună pentru Chipciu se demarcă, Chipciu, apără Plesania și râpă, de fapt Adi Popa, iar acum Chipciu, ocazii mari, gol, până la urma lui Donguța, fac, ce ocazii, le-am jucat acolo în careul Petrolului, care în repriza a doua se instalase în careul de 16 metri al nostru, am revenit și noi și am revenit chiar cu gol, wow, ta fac acolo, parcă a... Nu știu cum să zic, a tins mingea și s-a dus singură, a fost programată să se ducă în poartă, execuția lui Țafac adevărată, a rămas liber acolo, minutul 70 marchează Donguț Țafac și este 3-1 pentru echipa noastră, iată recuperarea lui Chipciu pentru acela Țafac, pasă Albin pentru Tamuz, Tamuz acolo încearcă să lăbeze pe ei, s-a atins balonul, Niță, Mutu, Adi Mutu, vai mă Mutule mă, nu ne erzi deloc. Adi Mutu, capitanul Petrolului, reușește să marcheze după ce a avut șansa Tamuz, a încercat să lobeze cât de bine a apărat Niță acolo, o adevărată paradă, dacă nu știu cum să spun, un reflex al lui Niță. La Tovlevici și pasă foarte bine pentru Țafac, din plonjoan a încercat să-l învingă acolo pe Plesania, nu s-a putut din nefericire, au recuperat repede cei de la Petrolul.
vor să dea lovitura pe final. Noi nu trebuie să lăsăm este minutul 89. Presăm acolo Texier, o pasă în calul nostru, respinge spectaculos Gardoș și acum Donguța fac pentru Iancu. Iancu, pasă total greșită de acesta. Sadli a recuperat Hoban pentru Nepomenco. Nepomenco presat și el de Stanciu. A întors doi adversari prea ușor. Texeira trece și el ușor de Augustinio. Pasă pentru Texeira. Texeira preluare lungă din fericire pentru noi. Respinge Fernando Varela. Ne apărăm pe final de meci și ne-am apărat foarte bine. Am câștigat meciul. 3 puncte importante pe care le luăm în derbiul cu Petrolul. Ți-a fac omul meciului. 8,3 a fost nota sa. 3 puncte foarte importante în lupta pentru titlul împotriva Petrolului. Am îndepărtat-o foarte, foarte mult pe aceasta de la titlu și urmează meci cu Dinamo, o altă pretendentă, o altă, cel mai mare derby din România, este mare derby de tradiție, un meci care înseamnă mult derby, mult orgoliu. Astra bătut și a Pandurii cu 1-0. Astra a reușit să descurge bine Kipciu. În continuare este goalgetter în Liga 1 cu 13 goluri până acum. După acel meci cu Dinamo va urma Baselul. Baselul are mari șanse să-l simulăm. Este, dacă nu știu, pe terenul nostru acest meci cu Basel. Și na, noi suntem calificați în Liga Campionilor. În următoarea lună de transferuri vor fi meciuri în Cupa Ligii. Și urmează meciuri și astea, mă, la, pentru calificări, da? Calificările la campionatul european, la UEFA Euro. Și va trebui să calificăm România acolo. Je m'appelle calificare, pentru că știm că acest campionat mondial este din Franța. Acesta a fost și episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Ultra, vă las cu bine, sayonara!